Și aici am abonament, și la București am abonament la Biblioteca Academiei Române, și la Galați am abonament, și la Biblioteca din Moscova, fosta Lenin, am abonament, peste tot am fost. Totodată, în jumătate de an, neapărat vin. Mi-adun între timp bibliografia, fac comanda și vin. Acum îți permit fotografiat. Am fotografiat vreo 4 cărți. Înainte făceam xerox. Am acasă dulapuri pline cu xerox făcut de aici, de la bibliotecă. Le mai dau doctoranzilor când să mai folosească munca asta a mea. Bună ziua! Bună ziua! Vă rog frumos comanda mea. Când nu ai timp să citești, să vezi, asta îmi trebuie, asta nu, trebuie să fotografiezi, să xeroxezi totul de rând și după asta să te duci acasă, să te lămurești ce ți-a trebuit de acolo, poate să nu-ți trebuiască nimic. Asta e cercetare. Cauți tone de hârtie, de cărți și după asta poate dai de o informație relevantă care e bună pentru cercetarea ta. Titulatura de critic literar provoacă tot timpul curiozitate. E o profesie, e o meserie, e o vocație. Cum ajungi să porți titlul ăsta? Mai degrabă e o vocație, pentru că nu există o profesie, o specialitate critic literar. Numele acesta îl primești cumva din afară, la un moment dat, după ce ai făcut mai multe lucruri în acest sens. Mai întâi e o facultate, după care vrei, faci un masterat, dacă îți place ceea ce faci, faci un doctorat, la Chișinău se mai face și un postdoctorat în acest sens și la un moment dat, când ajungi în fața studenților sau unui public din afara universității și îi vorbești despre literatură, la un moment dat primești titulatura de critic literar pe care încerci mai târziu să o să-i faci față. Dacă ai trecut prin toate etapele astea, să zic, la momentul ăsta, te-ai potolit sau ești la fel de căutătoare și cercetătoare? Ce cercetezi azi? Unii, trecând aceste etape și întâmpinând tot felul de dificultăți, e o problemă peste tot. Când vrei să obții ceva, trebuie să convingi, trebuie să urmezi niște proceduri. Unii se lasă de toate astea și își caută de alte lucruri, alții se îmbolnăvesc și nu mai pot altfel decât căutând noi și noi informații prin biblioteci. Mă număr printre ei, fiecare carte a mea este o nouă cercetare, pentru că de fiecare dată îmi schimb unghiul, îmi schimb instrumentele de cercetare și fac o altă lucrare, alta decât cea anterioară, întrucât după teza de doctor habilitat, care este pur teoretică, o speculație teoretică, a urmat cartea despre Chișinău, o carte care pornește de la niște perspective teoretice la o disciplină științifică care se numește imagologia literară, dar care își lasă mai multe libertăți ca să vorbească, ca să pună în valoare orașul Chișinău. E vorba despre imaginile orașului Chișinău în literatura călătorilor, mai ales în mod special scriitorii talentați, surprinde esența, surprinde structura unui oraș, mentalitatea, felul de a trăi, felul de viață, felul de a privi lucrurile în jur. Și mie mi se par mai de durate, ne reprezintă în timp. Sunt structuri profunde care se schimbă mai greu în timp, chiar dacă la suprafață se schimbă regimurile politice, ori se știe Chișinău, peste Chișinău au trecut, într-un termen foarte scurt, patru regimuri politice, categoric diferite. Și aceste straturi în palimpsest s-au așezat în structura orașului, atât e o structura vizibilă în arhitectură, în felul de a croi străzile, dar și în mentalitatea oamenilor de acolo. Eu vreau să mergem mai departe și să vorbim despre situația când criticul literar nu este doar scriitor, dar este și autor de filme. Ideea a venit în cadrul unui proiect științific pe care îl coordonez la Universitatea de Stat din Moldova. Acest proiect se numește
cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin artă și mitopoietică, deci prin literatură. Ne-am propus în cadrul acestui proiect să ținem prelegeri despre felul cum pot fi promovate orașele din Republica Moldova și a dat peste noi COVID-ul. Și atunci ne-a venit ideea să facem aceste prelegeri online și am avut curajul să facem niște filme documentare, care sper eu foarte mult că ne-a pus în valoare atât proiectul, cât și mai ales cercetătorul științific. Pentru că ideea noastră a fost să nu dăm textele de scenariu crainicilor, dar ne-am propus să stea în față cercetătorul. Potrivit unui reportaj din Monitor oficial al României, Mihai I a coborât din automobil și a mers pe jos prin centrul orașului, privind îndurerat Calvarul. S-a întristat de barbaria cu care au fost distruse biserica și reședința metropolitană, palatul eparhial și cel al Sfatului Țării, comandamentul corpului de armată, uzina electrică, stațiunea de radiofuziune, remizele, atelierele tramvaielor comunale și întreg centrul orașului. Reprezentanții autorităților i-au raportat referitor la pagubile aduse capitalei Basarabiei. Produsul final înseamnă o carte și probabil fiecare carte și are cititorul ei. Mă gândeam la scriitor și în sensul ăsta citisem Izgoniții lui Vasile Iernu și acolo există o istorie, dar care nu pretinde că este un adevăr absolut, este un roman, este ficțiune. Tu când publici o carte, când scrii o carte, care sunt sursele tale și cât de mult îți permiți să improvizezi, să acoperi cu imaginația ta niște goluri sau cu știința ta, cu intuiția ta, sau trebuie să rămâi riguros până la capăt, fiind o carte de cercetare? Cum e? Nu există, cred că, o frontieră netă între obiectivitate și subiectivitate. Cu siguranță, critica literară, dar și cercetarea care se crede una mai obiectivă sau mai rece, așa, în care cercetătorul se detașează complet. Dar după mine nu există o frontieră netă între aceste activități, doar sub aspect formal probabil că ele sunt diferite, dar în substanță creatorul, cercetătorul ca și scriitorul sau este și el o anumită măsură, un scriitor care face conexiunile între faptele culese de la alții. Orice carte a mea este un alt laborator, o altă perspectivă asupra literaturii și vreau neapărat să menționez cartea pe care am dedicat-o basarabenilor care l-au cunoscut pe regele Mihai și care au păstrat în memorie diferite lucruri care s-a întâmplat cu regele Mihai în perioada în care chișinăuienii și basarabenii se aflau în regat. În mod special m-a interesat poveștile chișinăuienilor care l-au văzut aievea sau a moștenitorilor, a copiilor sau a poveștilor moștenite de la părinți. Și el la Chișinău a fost de mai multe ori, de câteva ori oficial și de mai multe ori neoficial. Pe mine nu m-a interesat neapărat documentul, deci eu mi-am permis să fiu și subiective. Eu m-am dus la folclor, la poveștile orale și poveștile orale spun că regele Mihai a fost prima dată la Chișinău la 6 ani cu mama sa, principesa Elena. Este o carte care e mai degrabă o carte de scriitor decât de cercetător. Deși am umblat și am adunat informații de peste tot și lucrul ăsta a fost destul de dificil întrucât s-au păstrat puține mărturii despre regele Mihai, regimul care a fost sovietic, a încercat să nimicească orice amintire frumoasă despre regat. Am stat foarte multe zile aici, în biblioteca aceasta de la Iași. De exemplu, am găsit numerele din anul 1943 și 1944 ale ziarului Cuvânt Moldovenesc care a apărut la Chișinău și care la Chișinău nu este nici măcar nici în biblioteca centrală și nici măcar în arhive. Am adunat o bază importantă de date în care apare regele Mihai și din toate astea am încercat să leg povestea mea.
Eu, de când mă țin minte, am fost înconjurată de oameni care citesc. În primul rând a fost mama mea. Cred că primul lucru care mi-l amintesc e cum stătea la serviciul ei. Ea este inginer, proiectant. Și mi-amintesc cum stătea la serviciul ei cu toate mapele cele în față, cu cifre, cu linii, dar sub masă, pe un sertăraș, avea carte întotdeauna. Și când șefii nu se uita spre ea, ea deschidea cartea și citea. Și apoi eu am trăit mult timp la bunici. Bunicii mei sunt învățători de țară, bunicul era învățător de istorie, bunica învățătoare de limbă și literatură rusă. De unde vine zona? Din Sadova, satul Sadova, raionul Călăraș. Eu am stat toată copilăria aproape acolo și locul meu în care m-am simțit bine a fost clasa bunicii mele, în care avea foarte multe cărți. Evident, primele cărți pe care le-am citit au fost în limba rusă. Erau majoritatea în limba rusă pentru că bunica era învățătoare de limbă și literatură rusă, ea fiind de naționalitate poloneză-ucraineană, un amestec de poloneză și ucraineană. Și biblioteca de acasă. Mama are o bibliotecă enormă, sora ei avea o bibliotecă enormă și la noi cărțile circulau de mână în mână. Sâmbătă dimineață și toată duminica, noi ne găseam fiecare locul său în casă și citeam. Mama, eu și cei doi frați ai mei. Eu așa mă țin minte în copilărie, cu cartea în mână citind. Hai să mai vorbim de acasă și să-mi zici cum e o mamă, profesor. Dacă acasă vii cu rigorile cumva pe care le-ai învățat sau lași să primeze ceea ce simți și ceea ce trăiești în raport cu copilul tău? Și una și alta. Pe de parte ar trebui să-ți ții întotdeauna statutul, pentru că nu poți vii acasă și să te relaxezi, să-ți arăți o altă față în fața copilului tău, întrucât copilul o să-ți facă imediat observații. Eu am pățit nu de o singură dată, când copilul îmi facea observații cum mă exprim. Nu se poate să te exprimi așa, mamă. Ești profesor de literatură, cum poți să-ți permiți așa ceva? Și atunci ar trebui să fiu foarte atent cum vorbesc, cum mă port, cum mă îmbrac în fața lor, copiilor. Și pe de altă parte a trebuit să mai atenuez rigiditatea și disciplina și cerințele mari față de copil și de cei care mă înconjurau acasă. Copilul ce face? Citește-ți eu cărțile pe ascuns? Copilul este dintr-o altă generație. El a citit în perioadă cărți de hârtie, după care foarte repede a plonjat în spațiul internetului și acum eu nu mai pot urmări ce citește. Dacă pe la 13 ani putem cumpăra cărți, veneam în România, de la librării, aducem rarități, copilul meu i-a plăcut să citească în engleză, nu știu de ce. Așa i-a plăcut lui și a citit multe cărți în engleză, așa a învățat și limba engleză. Și la un moment dat a intrat în internet și nu am mai putut urmări ce citește. Uneori, în discuții, mai puteam să scot de la el ce anume citește. Literatură motivațională, literatură cu animație, tot ce interesează pe ei. De regulă, copilul imită comportamentul tău, deci trebuie să ai grijă să te educi pe tine ca să-i arăți un model de comportament. Și în felul ăsta există relații între generații, pentru că copiii vor copia, într-un fel, vor imita părinții și bunicii. De altă parte, e firesc ca tinerii să aibă alte descoperiri, alte zone în care să caute informația, să se adapteze la fluxul de viață. Alte nevoi au și nu trebuie să ne sperie lucrul ăsta, întrucât și noi, la rândul nostru, în tinerețe, am vrut să fim alt fel decât părinții noștri și chiar am vrut să o facem uneori cu ostentație, astfel încât se întâmplau și disensiuni mai evidente. Copilul a făcut liceul la Colegiul Național Nichita Stănescu la Ploiești, acolo s-a făcut independent, nu l-am împiedicat să-și aleagă profesia, și-a ales de sine stătător profesia, facultatea, a aplicat dosar și a cumpărat bilet la avion și a plecat să învețe în Belgia la o facultate de art design. Și întrucâtva se va ocupa, sper în viitor, cu artele vizuale. Așa îți luminează fața și clipesc ochii când vorbești despre copil. Te întreb, oare ce simte mama ta, cum trăiește mama ta reușitele tale? Dumnezeu să-l ierte pe tatăl meu cu fiecare realizare a mea. O carte nouă, un premiu, plângea de bucurie. Mama este mai sobră, are felul ei de a
de a retrai, se manifesta. De a se manifesta de a-și manifesta emoțiile. Ea ne-a disciplinat întotdeauna, dar evident că se bucură. Uneori se îngrijorează, zice, trebuie să muncești mai puțin, trebuie să acordi mai mult timp familiei, deși ea este cea care, din potrivă, mă scoate din mediul profesional și mă domesticește, să zicem așa, pentru că dacă mă las fără control, eu pot să stau și zi și noapte în bibliotecă sau în sălile de cursuri și să mai uit că există și casa și bucătăria și alte chestii care sunt necesare pentru familie. Este ambiția ta de a fi cea mai bună în domeniul ăsta sau este pasiunea care te presează să fii așa? Nu am concurat cu nimeni. Nu cred că mi-am pus problema să fiu cea mai bună în raport cu ceilalți. Am vrut să fiu bună. Vreau să vă spun că am trăit mult timp cu ideea că nu au ajuns scriitorii români în Chișinău în perioada sovietică, că a fost zidul aproape că de netrecut. Așa știam și... cu toții. Da, știam cu toții. Am descoperit că au fost poeți din Iași. Sunt primii scriitori care au trecut după 1944 Prutul. E vorba despre Ion Istrati. Pe atunci era secretar al filialei Uniunii Scriitorilor din Republica Populară Română și cunoscutul poet și traducător George Lesne. Mm-hmm. George Lesne, care știa rusa. Care știa rusa și care traducea din limba rusă. Da. Dar ei nu mergeau la Chișinău, ei mergeau în Uniunea Sovietică. De fapt, asta e povestea, că nu veneau țintă pentru frații lor din Basarabia. Sigur că o să vorbesc despre asta la conferință. Exista în România după 1944 o asociație de legături de prietenie cu Uniunea Sovietică. Arlus se numește prescurtat și atât că această instituție foarte temerară pe atunci, temută, care întrecea prin competențe până și Academia Română, reformată așa cum era ea atunci și universitățile, decidea cine să se ducă în Uniunea Sovietică. Eu știu despre un fenomen, mă rog, de mare impact, vizita grupului mondial la Chișinău. Sigur că a fost un eveniment, nu doar pentru Chișinău, dar și pentru familia mea. Să știți că tatăl meu a obținut, era pe atunci Holtei, a obținut bilete pentru el și pentru mama mea și a invitat-o la acest concert, după care lucrurile au mers foarte bine și iată că eu stau aici și vă vorbesc. Trupa mondială a venit din întâmplare și nu prea. Deci era un moment, 1970, când relațiile română-sovietice erau destul de tensionate și liderii, ambii lideri ai României, Gheorghiu Dej și Ceaușescu, au început să ceară Moscovii Basarabia înapoi. Evident că lucrurile erau foarte, foarte speciale în acel moment. Dar Ceaușescu, la un moment dat, simțindu-se probabil că hăituit, a declarat în 1970 că nu are pretenții teritoriale. Și atunci toată lumea fericită a vrut să arate că relațiile noastre sunt armonioase și a trimis trupa rock la Chișinău. Să știți că au regretat foarte mult. Toți organizatorii au fost pedepsiți după asta, pentru că, într-adevăr, pe lângă arta, are o capacitate colosală de a trezi spiritul oamenilor. Și Mondial a ținut câteva concerte, câteva zile la rând concertele și în timpul concertelor, după concerte, tinerii strigau: rușii plecați acasă, Basarabia este România, scriau pe pereți lucrul ăsta și au fost mobilizate acolo trupuri multe de milițieni și au fost mulți arestați. Aceasta a fost un prim val de mișcare națională, dacă vrei. Și acesta este un mit cu care eu aș polemiza, întrucât cred că mișcarea asta sau spiritul ăsta național a fost trezit cu mult timp înainte, și anume în 1958, între data de 23 august și 3 septembrie, la Chișinău a venit un număr foarte mare de artiști și români și scriitori români la zilele culturii române în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Eu am
văzut, am avut ocazia să văd fotografiile de la aceste evenimente din dosarele Ministerului de Externe de la Arhiva Națională a României. Sunt acolo o colecție de fotografii pe care ambasada României le-a trimis în țară, în București. Și am văzut fețele radioase ale chișinăuienilor care întâmpină trenul prietenii. Să știți că au venit mai mult de 100 de oameni, doar dansatori și actori de teatru atunci la Chișinău. Vă imaginați că limba română se auzea cu totul special pe străzile Chișinăului în 1958? Conducătorul delegației din partea României era Octav Livezeanu, zicea, era vicepreședintele Arlusului. Știi ceva? Noi cred că facem toată conferința aici și probabil te așteaptă publicul acolo. Pe ce public mi-a zis? Cine crezi că vine? M-ar interesa să vină oamenii care le s-a părut interesant subiectul, pentru că titlul meu este provocator. La cinematograf care este și astăzi, se numește cinematograful Emil Loteanu, pe atunci Patria, s-au derulat 10 zile filme românești și la Teatrul Verde, cel care acum este situat în Parcul Valea Morilor. Încă un lucru foarte curios pe care l-am aflat cercetând subiectul e că în acele zile în Chișinău se vendea carte românească. Iată, vedeți această librărie cu scris cărți cu chirilice. Și din dosarele Arlus am citit informația că s-a vândut un număr foarte mare de carte românească, evident, tot scritorii care erau acceptați de regim, astfel de panouri cu fotografii, cu diferite imagini ale României, erau prin prejurul Bibliotecii Naționale și prin parcul actual Ștefan cel Mare. Deci oamenii cu interes, să vedeți, necontrafăcut, se uitau ca la o minunăție la fotografiile cu vederi din diferite localități ale României. Și iată că în 1976, în cadrul aceiași sărbători, o numită Săptămâna Literaturii Sovietice la Chișinău, dar și nu e dedicată numai culturii române, au venit scriitori, peste 100 de scriitori din blocul, atât din bloc, țările blocului socialist, cât și din țările blocului capitalist, dar printre ei, în acei 100, se aflau și doi scriitori români, e vorba de criticul literar Mircea Tomu și poetul Nichita Stănescu. Evident că nici lui nu i s-a permis prea mult să vorbească, prea mult să scrie, a lăsat un singur text în scris, în cultura Moldovei, în care foarte elegant plătește puțin și propagandii, dar spune ce are de spus și cei care au ochi să citească înțeleg la ce face el referință, că e vorba de fapt de aceeași literatură și aceeași cultură. Mă opresc la una dintre cele mai frumoase imagini ale Chișinăului din toate timpurile pe care le-a făcut-o Nichita Stănescu. Chișinăul arată ca o perlă albă în atâta verde pur. Sunt mai multe lucruri despre Stănescu de spus, ce a zis el despre monumentul lui Ștefan cel Mare, cu trăiască poporul sovietic și butadele lui renumite. Replicile lui au fost îndată preluate și transmise din gură în gură devenind folclor. Iată, aici este Nichita Stănescu care își exprimă dragostea față de chișinăuieni.